astfel de lovituri libere. Regulă trimite cu efect, trimite periculos, la fel, face și acum! Vă vine să credeți ocazia aceasta, Tănase! Bourceanu, mingea se întoarce la Steaua, Galamaz, Galamaz. Ce ocazie și acum! Și acum! Greșeala de mai devreme, tot el a fost aproape de gol și în Supercupa de la Piatra Neamț. Atunci a ratat de la un metru și jumătate, acum înscrie pe recentrarea lui Brandan. 1-0, minutul 16 la Cluj, 21.000 de oameni fericiți pentru golul lui Galamaz. Vorbeam despre imprecizia fundașilor centrale ai bulgarilor, Halilović și Stoianov. Gata-l pe Galamaz, din poziție corectă, nemarcat, George Galamaz pentru primul gol al acestei serii. Steaua, CSKA Sofia, 1-0. Foarte important, Latovlević. Latovlević pe o poziție liberă. Latovlević, Tatu! Hai mă, Tatu! Tatu! Greu pivotul, să iată pivotul pe care l-așteptam. Nicolić, Tatu! Tatu! Și pe teren și în tribune la Cluj. Pentru oamenii liniștiți din Ardeal, moment de explozie aduse de Tatu, căruia Bulgaria au scandat după mare și ocazie din prima repriză. Ratatu, așa cum scrie pe www.sport.ro, site-ul care transmite în direct această partidă și unde puteți vedea toate declarațiile după meci. Cum ar zice ziariștii turci, să mi se taie mâna care a scris rău împotriva. Ce șut plasat, serios acum. Ce șut plasat. Da, aceasta este calitatea de vârf, dar lăsați-mă să-l apreciez pe Nicolić. De la, mai mult decât de la, pe Tatu. De la inter-